Bună ziua, dragi români! În ultimele zile, zeci de mii de români au ieșit în stradă să protesteze, iar România traversează o stare gravă de tulburare din cauza violențelor înregistrate vineri seara. Atitudinea civică a fost aspru pedepsită cu gaze lacrimogene, tunuri de apă și lovituri aplicate cu exces de zel. Este impresionantă mobilizarea românilor din țară și de pretutindeni. Mulți oameni din diasporă, reveniți acasă, au participat la aceste manifestări. Nu au fost aduși nici de partide, nici cu autocarele, nici plătiți. Au venit din proprie inițiativă, arătând un puternic simț civic, revoltați de modul în care PSD guvernează și legiferează, de gravele atacuri la adresa statului de drept din ultimul an și jumătate. Aceste demonstrații au fost unele eminamente pașnice, cu excepția unor instigatori care nu pot fi asociați cu marea majoritate a protestatarilor, așa cum s-a încercat. Protestele de sâmbătă și duminică au arătat tuturor adevărata față a celor care ies în stradă de foarte mult timp și a căror voce se aude peste tot în lume. Românii știu să fie civilizați, civici, activi și corecți. Nu își merită etichetele primite din partea unor voci irresponsabile din politică. Toți cei care ies în stradă pentru a transmite un mesaj au o voce legitimă care va trebui ascultată și înțeleasă. Violența și reprimarea brutală a manifestanților nu sunt acceptabile sub nicio formă. Atacarea oamenilor nevinovați, atacarea jurnaliștilor, atacarea femeilor și copiilor este de neconceput pentru un stat european. Iar cei vinovați trebuie identificați rapid și pedepsiți, indiferent cine sunt și de unde sunt. Fie că vorbim de huligani sau de cei care nu au știut sau nu au vrut să izoleze pentru a permite deturnarea protestelor pașnice. Soluția aleasă, aceea de a dispersa în totalitate manifestația în loc de neutralizarea huliganilor violenți, este condamnabilă și nu poate fi justificată. Rămân la convingerea pe care am exprimat-o încă de vineri noapte, intervenția jandarmeriei a fost puternic disproporționată în raport cu manifestările majorității oamenilor din Piața Victoriei. Mărturie? Stau înregistrările video din piață, relatările oamenilor și miile de mesaje pe care le-am primit și în care oamenii reclamă agresivitatea nejustificată a forțelor de ordine. Condamn la fel de ferm acțiunile violente ale celor care au instigat și atacat jandarmii în încercarea de a deturna un protest pașnic. Explicațiile publice, extrem de subțiri și de slab probate ale ministrului de interne, nu au convins, cum nu au convins nici explicațiile jandarmeriei. Au trecut deja 3 zile și nu există niciun responsabil pentru ce s-a întâmplat vineri în Piața Victoriei. Aici există 2 planuri. Planul judiciar. Și am cerut deja Procurorului General anchetarea faptelor antisociale produse în piață, iar ancheta trebuie dusă urgent până la capăt, aflat adevărul și responsabilii trași la răspundere. Violența împotriva cetățenilor care se opun guvernului prin proteste pașnice
este caracteristică regimurilor autoritare, nu României europene de astăzi. Există totodată și un plan politic. În orice țară, oameni responsabili aflați la conducere, până la această oră, am fi avut cel puțin o emisie. Suntem, pentru a câta oară, martorii unui guvern care se preface că nu aude și nu vede revolta oamenilor. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea politică pentru ce s-a întâmplat. Ne aflăm într-un moment de cotitură, de criză socială acută în care trebuie să ne concentrăm pe protejarea unei societăți civice, democratice, europene, în care cei care încalcă legea sunt pedepsiți, în care partidele reprezintă societatea și nu grupuri infracționale, în care normalitatea este regula și nu excepția. De ce am ajuns aici? Pentru că un protest legitim a degenerat în violențe de stradă cu manifestări agresive. Nu cumva cei care vor să îngenuncheze justiția și lupta anticorupție și-au dorit o diversiune pentru a construi o tensiune nejustificată și falsă în societate? Ce se va întâmpla mai departe dacă acest guvern va continua să trateze proprii cetățeni de aceeași manieră și să recurgă la înăbușirea prin violență a vocilor care se opun întoarcerii în timp a României? În ultimul an și jumătate, PSD a compromis actul de guvernare și legiferare și, în ciuda scorului înregistrat la alegerile din 2016, a tulburat societatea prin măsurile controversate, o guvernare haotică, irațională, în paralel cu legi extrem de controversate sau chiar vădite anticonstituționale, atacuri repetate la adresa magistraților. Avem acum și o componentă represivă care ridică serioase semne de întrebare cu privire la ce intenții are acest guvern cu românii. Este evidentă și extrem de gravă ruptura care există în acest moment între români și actualul executiv. România este o țară normală, echilibrată, respectată. Însă cei din guvern fac tot ce pot pentru a distruge această imagine. Sondajele arată că peste 80% dintre români cred că ne îndreptăm într-o direcție greșită, ceea ce arată că milioane de români sunt solidari cu cei care, prin protestele lor din întreaga țară, s-au săturat de proasta guvernare, de aroganța politicienilor și de corupție. PSD a câștigat alegerile. Nu am contestat niciodată acest lucru. Însă actuala sa conducere abuzează de acea victorie pentru a ataca populația, pentru a ataca justiția, pentru a scoate România de pe drumul său european și euroatlantic. Majoritatea românilor nu este de acord cu direcția în care PSD duce România. Sunt însă de acord membrii PSD cu această direcție. Riscă ei să arunce România în haos doar pentru a ține în brațe această grupare care a confiscat partidul? Sau își asumă responsabilitatea înainte de a fi prea târziu? Nu avem nevoie de instabilitate și de o criză socială prelungită. Oamenii se vor revolta și în continuare dacă sunt ignorați. PSD trebuie să înțeleagă că actuala conducere a partidului și a guvernului este profund nocivă, cu efecte nebănuite pe termen lung. Fac pe această cale un apel la membrii PSD
să ia foarte în serios protestele din aceste zile și să înțeleagă că trebuie să guverneze pentru oameni și nu împotriva lor. În același timp, fac un apel la societatea civilă. Nu vă lăsați descurajați de actuala situație. Lucrurile se pot schimba în bine. Este nevoie de efortul nostru, al tuturor. Este foarte important ca societatea civilă să fie vie și vigilentă, să se implice cu toată forța în viața socială și politică, întrucât contribuțiile ei din ultimele decenii sunt incomensurabile pentru evoluția democrației românești. Acest apel nu este un apel la revoltă, ci la responsabilitate și la implicare. Doar împreună putem să schimbăm această stare de lucruri. În fine, un ultim apel vreau să-l adresez opoziției și politicienilor care se află în opoziție față de actualul guvern. Alternativa nu vine de la sine. Doar lucrând cu determinare și înțelepciune se poate ajunge în situația de a obține încrederea oamenilor. Stă și în mâinile opoziției responsabilitatea de a asigura stabilitatea țării și menținerea României pe drumul normalității. Este nevoie, fără îndoială, de un dialog susținut între toate forțele de opoziție. Oamenii politici responsabili știu să lase deoparte interesele mărunte și orgolile și să pună mai presus interesul țării, iar interesul românilor este de a opri abuzurile actualei majorități. Cu înțelegere între partidele de opoziție se obține ceea ce spuneam mai devreme, alternativa așteptată de români. În final, vreau să vă asigur că oricât de mare ar fi presiunea PSD și a propagandei lor, voi continua să susțin fără rezerve interesele fundamentale ale românilor, instituțiile statului care luptă împotriva corupției, precum și nevoia de a face din România o țară puternică și prosperă. Ca președinte, voi continua să acționez pentru menținerea unui stat de drept în care instituțiile sunt puternice, dar sunt puternice pentru aplicarea legii, pentru protejarea cetățenilor și pentru protejarea drepturilor cetățenilor. Vă mulțumesc!